sărbătoare, a obiceiurilor și tradițiilor noastre românești. Dumnezeu să binecuvinteze această zi, că vorba lungă, politicienii vorbesc mult și nu spun nimic. De aceea eu închei și mă bucur că suntem din nou împreună. Totodată invitatul și colegul meu, primarul de la Șinca, încearcă și dumnealui să a vă spune câteva cuvinte. O să mai vorbim și... Tuturor, în primul rând domnului primar, pentru că au avut ideea să facă o așa adunare, un așa festival minunat, părintelui, tuturor organizatorilor, juriu de mare calibru și... Eu nu rețin ca județ Brașov să se mai fi întâmplat vreodată ca un număr atât de mare de formații artistice să evolueze în același loc pe aceeași scenă. Știu că e un efort organizațional foarte mare și felicit încă o dată pe toți care au avut ideea și doresc mult succes tuturor formațiilor participante. Pasiunea au reușit ca în prezent să fie unul dintre cele mai bine cotate ansambluri din județ.
este cunoscut și internațional în Germania, Franța, Croația, Italia și Cipru. V-au prezentat dansul de fădăraș și dansul de pe câmpia Transilvaniei. Îți doar aplauze că, într-adevăr, au fost excepționali. Vreau să vă spun atât că avem astăzi un pic diferite secțiunile decât ieri. Ieri am avut copii de la 1-4 și apoi 5-8, interpretare individuală și instrumentală. Astăzi avem două secțiuni, cum să spunem, mari și nate, secțiunea de ansamblu, care vine de la Foglia, se numește Lorena Adam, poartă cu mândrie portul popular românesc încă de pe la vârsta de 2 ani. Noi am mai văzut-o pe scenă alături de Florile Codlei și în ansamblul Măgura Codlea. Lorena Adam, te invităm în scenă. Acum Lorena studiază la liceul, la Colegiul Național Grigore Moisil și la Școala Populară de Arte Tiberiu Bredicianu din Brașov. Mult succes, Lorena! Mulțumesc, bună ziua și bine v-am găsit! Mulți veciuri mândri moștii, unai la 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 la.
fapt. Se remarcă la concursuri și festivaluri naționale și internaționale. Ce să vă mai zic? Duc numele nostru la nivel european, au un repertoriu foarte bogat, care cuprinde întreaga zonă etnografică a țării, respectând specificul zonei, atât în mișcări cât și în costume, absolut originale și sunt de un rafinament particular, iată, exact ce spuneam, îmbogățite cu paiete, broderii și strasuri. Ce să vă mai zic? Nu mai spun nimic, doar că avem primul dans, este un căluș. Vă urmărim!
zone etnografice. Ansamblu Junii Brașovului, maestru coreograf Bogdan Kerciu. Se pregătește din Vulcan, solista Andreea Neacșu. Este elevă la Școala Populară de Arte Tiberiu Brădicean. Ansamblul Mugurașii Râșnocului, ansamblul Românașul din Prejmer, ansamblul Mugurii Râșnocului, ansamblul de la Școala Gimnazială din Prejmer, ansamblul folcloric Izvoarele Prejmerului Juniori Lunca Câlnicului, ansamblul Junii Cristianului, ansamblul Crăișorii Pietrei Craiului din Zărnești, ansamblul de dansuri populare din Bod, ansamblul Crai Nou din Brașov, ansamblul Junii Becleanului, ansamblul de dansuri din Copăcel, ansamblul Măgura din Codlea, ansamblul Făgărașul și ansamblul folcloric Izvoarele Prejmerului, Juniori Prejmer și Stupinii Prejmerului. Iată cât mi-a luat numai să spun numele ansamblurilor de ieri.
acesta mi se întâmplă niște lucruri care nu știu cum să le descriu. Am început emisiunea Poftiți pe la noi, poftiți și dăruiți, la Urlați. Un preot care are grijă de 29 de copii și, mă rog, ce face dânsul acolo, face un lucru extraordinar. Eu n-am avut parteneră de dans acolo și am zis, părinte, eu neavând parteneră pot să joc și eu cu preoteasa? Și părintele a zis, nu se poate. Preoteasa a zis, da. Și am jucat pentru prima dată în viața mea cu o preoteasă. Eu de că aici la Teliu mi se întâmplă un lucru extraordinar. Să văd un preot și o preoteasă dansând. Și vreau să mă închin în fața dumneavoastră și eu cred că noi suntem mai normal decât toți oamenii după terra. Așa trebuie să fie. Ce dacă e popă, părinte, nu mai știu cum îi zice. E bine să danseze, e bine să cânte. Ceea ce face părintele de la dumneavoastră din Teliu e un lucru extraordinar. Am venit special. Am oprit filmările 3 zile să vin aici la dumneavoastră în Teliu pentru că am auzit ce se întâmplă. Și acum să vă spun doar câteva vorbe. Noi avem o asociație a coregrafilor Ansamblu Folclorice de România, unde eu sunt președinte executiv. Sunt 2000 și ceva de membri. Vă dau cuvântul meu de onoare că cei mai mulți membri în asociația noastră sunt de aici, din Brașov. Aproape 400. Și ăsta este meritul domnului Tănase Gheorghe, care este aici, și îi mulțumesc. El a făcut tot ce e posibil ca să mă ducă pe mine prin toate satele, prin toate orașele acestui județ minunat. Vă mulțumesc și țineți-o tot așa, că eu sunt alături de Brașov. Vă mulțumesc!